La Tribunalul Mureș a început astăzi judecarea pe fond în dosarul de dare de mită și complicitate la dare de mită, în care sunt inculpați socrii fostului primar al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș. Aceștia, aflați încă sub control judiciar, au refuzat să facă declarații despre proces. Bărbatul s-a limitat să spună, cu alte cuvinte, că este un proces simplu. Bună ziua, ce spera să se întâmple azi? Bună ziua! Ce să se întâmple? Un proces normal, nu? Ce poate să se întâmple? Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Cluj, au arătat că inculpata, soacra lui Cherecheș, ar fi luat legătura cu o persoană martor în cauză, ruda unuia dintre judecătorii din complet, și s-ar fi oferit să achiziționeze o afacere pe care aceasta din urmă o deținea pe raza județului Mureș, cu o sumă cuprinsă între 50.000 și 100.000 de euro. Totodată, ea a exprimat și posibilitatea remiterii unor alte foloase necuvenite. Potrivit DNA, această ofertă inițială ar fi fost valabilă doar în condițiile în care magistratul respectiv ar fi urmat să pronunțe o sentință favorabilă în cauza în care Cherecheș a fost judecat pentru săvârșirea unor infracțiuni de corupție. În contextul menționat, în data de 8 noiembrie 2023, într-un restaurant de pe raza municipiului Cluj-Napoca, inculpata ar fi remis martorului avansul de 50.000 de euro promis și alte foloase necuvenite, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante. În cauză a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra sumei de 50.000 de euro, ridicată cu ocazia procedurii flagrantului.